Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Albant și întrebarea este, când se taie caisul? Acum, în acest tutorial, vreau să vă dau răspuns la această întrebare. Caisul, spre deosebire de celelalte specii, are anumite caracteristici aparte, atât din punct de vedere al uh, tăierilor, dar și ca perioadă de intervenție. Și pentru început, pot să vă spun așa, toată lumea știe că iarna sau toamna, primăvara, se fac tăieri la pomi în general. Da, și la căi se fac aceste tăieri, dar pentru cei care sunt în zone unde bruma sau gerurile târzii sunt prezente, în zona respectivă sau locația unde aveți dumneavoastră caisul, trebuie să știm că intervenția la tăiere a caisului în uscat este neavenită. Cele mai bune tăieri în aceste zone unde frecvența brumilor târzii și a înghețurilor târzii de primăvară se face în verde în două etape și încă o tăiere care se face în lemn multianual se face după recoltarea fructelor. Și aici o să vă dau câteva detalii ca să știți exact ce aveți de făcut cu aceste tăieri. Deci în zonele unde nu există pericol, în sudul țării, unde nu există pericol clar pentru brume sau pentru geruri, putem să facem în felul următor. Primăvara sau toamna când avem noi timp, facem tăieri de întreținere și de fructificare. Adică facem reglarea rodului, eliminăm elementele care nu ne convin ramurile care sunt prost cele care sunt afectate de anumite lovituri sau chiar boli, scurtări care sunt, de exemplu, ramuri de semischelet care deja sunt îmbătrânite, le aducem mai aproape sau le înlocuim cu totul sau facem tăieri de regenerare ușoară, începând de, pe partea superioară a ramurilor de schelet prin eliminarea unei unei lungim, de exemplu, cum e asta, așa o elimină și rămâne aceasta. Sau mai mult, dacă este un cais bătrân, un regenerări puțin mai uh, puternice, dar tot așa să rămână undeva, să avem o rambără, cum e asta, vedeți, de exemplu, tăiem de aici și o să pe asta, da? Așa să faci o regenerare la cais, să tai în lemn uh, bătrân, să tăierea să face oblică, nu, tăia, nu să tai în scaun, cum se spune drept, ci oblic, pentru a urmări traficul SEVEI în felul acesta, nu vom avea o uscătură pe zona rămasă, pe acel ciot. Asta ca o paralel. Sau ca o paranteză, mai bine zis. Mergem mai departe. În zonele unde am zis că sunt peri există pericul brumelor târzii sau agerurilor târzii de primăvară, cele mai bune tăi să fac în trei etape. Prima etapă se face în verde, la sfârșitul lunii mai. Începutul lunii iunie atunci, mai degrabă la sfârșitul lunii mai până în iunie, când lăstarii au 10-15 cm, lăstarii noi vegetativi, ei sunt ierbaci ușor de rupt și ușor de eliminat. Deci dacă avem o încărcătură mare de lăstare pe ramura de schelet sau pe semiscelet sau pe toată suprafața pomului, venim și eliminăm cu mâna lăstarii care nu ne convin nou, adică sunt preaglomerați, sunt poniți mult în zona de interior, sunt spre exterior la fel mulți și o pe cei mai convenabili, adică să aibă și o distanță între ei oarecare, să poată fructifica în mod corect, să nu avem un încărcătură de rod foarte mare, pentru că știm, facem paranteză, la cais, toți lăstarii care pleacă, toți fac muguri floriferi și toți fac rod. El nu știe să-și regleze rodul caisul, noi îl reglăm la cais. Deci, Prima etapă, să faci tăierea în verde, eliminând lăstare până în 10-15 cm. A doua intervenție, să faci în iunie, deci aproximativ după o lună, pentru că apare altă generație de lăstari și noi trebuie să mai facem încă o intervenție, să nu rămână pomie aglomerat. De ce facem noi aceste tăieri în verde și nu facem tăieri în uscat, în toamnă sau în primăvară? Lăsând o masă mare de muguri floriferi pe toată coroana pomului, pomul va înflori în etape. Deci în prima fază, florile se vor deschide de pe buchetele de mai, cele care sunt amplasate pe pom, cele mici, buchetele de mai, pe aceste țepușe sau spini. După aceea, Încep să înflorească să în etapa a doua. Că adică următoare, imediat, așa: ramurile scurte care sunt amplasate pe stereți sau pe semistereți. Și în final vor înflori ramurile lungi. Ramurile mixte lungi, așa. După care, în ultima fază vor înflori mugurii de pe acest lăstari care au anticipați, deci de pe anticipați. Ultimele flori vor fi cele de pe anticipați. Vom merge în continuare cu explicația că este foarte important să știți aceste amănunte. Tot în prima fază, când se taie în verde, lăstarii care depășesc 50-60 de centimetri până la sfârșitul lunii iunie, când se taie în verde atunci, să ciupesc lăstarii care au, crescut, au o creștere mai mare de 60 de cm și lăsăm la 40 de cm, 50 de cm. Deci ciupim vârful. Facem aceste ciupiri pentru a provoca anticipație. Deci, luând mugurul apical, dăm drumul, dăm voie mugurilor vegetativi care sunt mai jos de mugurile apical să punească în vegetație, formând astfel anticipații. Anticipații sunt de fapt cei care vor înflori ultima dată în primăvară, pentru că ei pornesc mugurii respectiv, mugurii floriferi, vor porni în diferențiere mult mai târziu decât cei care au pornit normal pe buchete de mai, pe ramuri mixte, tinere, pe țepușe și așa mai departe. Deci ei pleacă în faza a doua în procesul de diferențiere. Cu acest pachet de informații ne ducem acum în primăvara următoare, având în vedere că noi am lăsat anticipați, am format anticipați, că am lăsat pomul netăiat din toamnă și primăvară, l-am lăsat cu încărcătura toată de muguri de rod. Toată această încărcătură în primăvară va produce o florire eșalonată a pomului. Vor apare, așa cum mai zis, în prima etapă florele de pe bucetele de mai, după țepușe, după nuielușe și tot așa până la ultima fază când vor înflori lăstarea anticipați din partea superioară a pomului. Asta înseamnă că înfloritul pornește la un moment dat și se termină după două săptămâni, timp în care brumele au trecut și avem șansa ca pe partea superioară din, sau din mugurii lăsați pe anticipați să avem fructe și să câștigăm și noi ceva în anul respectiv. Dacă nu avem parte de un rod complet, de o înflorire și un rod complet prin lipsa brumelor, vom avea măcar această suprafață redusă, dar cu fructe pentru anul respectiv. Bun. Ce facem cu restul de ramuri groase. Cu ramuri care au pornit pe interior, care avem concurențe, care avem ramuri de schelet îmbătrânite, care trebuie să înlocuite. Toate aceste elemente intrăm la eliminarea lor în perioada de după recoltare, mai bine zis la sfârșitul lunii august. De ce facem atunci și numai devreme? Mugurii vegetativi care se află pe ramurile anuale așteaptă să scoatem mugurile apical ca ei să plece în vegetație să alungească, să formeze anticipați, Dar, dacă noi vom interveni mai devreme de sfârșitul lunii august, scoatem, surtăm anumite elemente din ramuri anuale sau chiar din multe anuale, ponesc muguri de rezervă sau cei care stă, sunt sub mugurile apical, vor porni, dar nu se vor maturiza, până, nu se vor matura până la sfârșitul anului până la intrarea în iarnă și atunci ne nepregătiți vor degera. Și atunci ce facem noi? intrăm la tăierile este de regenerare, de eliminarea ramurilor de schelet bătrâne, de înlocuire, toate lucrările care se fac de obicei în toamnă sau în iarnă sau în primăvară, le vom face la sfârșitul lunii august, pentru că atunci mugurii vegetativi sunt inhibați, nu mai ponesc în vegetație, nu mai formează alte ramuri nu formează un alt val de ramuri anuale și rămân în faza de mugure inhibat. Cu această ocazie, toate tăierile care se fac atunci, în lemn multe anual, în schelet, semischelet și așa mai departe, se vor vindeca mult mai bine pentru că are timp, au timp să se vindice până la intrarea în iarnă. Iar în primăvara următoare, deja pomul are o tăiere făcută de reglare a scheletului, de formarea coroanei, inclusiv a rodului la modul general. Dacă, după înflorit, când noi am lăsat întreaga masă floriferă neumblată în primăvară, dacă avem o masă floriferă bogată, avem fructe multe, Trebuie să intervenim neapărat la reglarea rodului atunci cu fructele pe pom. Dacă nu facem acest lucru, pomul va fructifica abundent, el nu știe să-și regăsească rodul. Se va epuiza, epuizare care duce până la deces. Deci trebuie să facem neapărat o intervenție de reglarea rodului, prin eliminarea fructelor. O facem prin eliminarea bucitelor de mai, eliminarea unor țepușe, prin scurtarea unor ramuri de semisteret. Și ne neapărat prin eliminarea unei părți din partea de vârf a ramurilor lungi de rod, unde se instalează cele mai multe flori și cele mai multe fructe și cele mai prost calitative în final. Deci eliminăm partea superioară a ramurilor lungi, fructifere. Și în felul acesta am redus sarcina pe pom. Bun. Ca să dăm bonus la acest tutorial, vreau să vă spun la CAIS. La floare trebuie să dăm un îngreșământ și apă, neapărat un NPK format din substanțe solubile în apă, adică NPK, azot fosfor și potasiu, solubile în apă, nu cele care se dizolvă în timp de 6 luni de zile, cum e în agricultura mare, apă ca să poată să ducă floarea, pentru că este o sacină foarte mare la înflorit, la toți pomii, numai la CAIS, și încă o irrigare și o fertilizare, tot așa cu NPK, imediat după recoltare, pentru că pomul este epuizat. Iar în anul următor intră cu deficiențe și nu mai avem același randament de fructificare. Dacă v-a plăcut acest tutorial, distribuiți-l. La revedere și succes!